Scandal în cartierul Meteor din Târgu Jiu. Zeci de mascați de la trupele antitero ale jandarmeriei au intervenit pentru a-i calma pe romii, supărați că ar putea rămâne fără palate. Proprietarii terenurilor au venit să-și recupereze suprafețele câștigate în instanță. S-a lăsat cu înjurături și amenințări ca la ușa cortului. O să chemăm și pe prietenii noștri țigani din Obrejea și o să fim aici 2000 cu pari, cu topoare și să vină toată jandarmeria din 3 județe. O să ajungem la Haga, o să ajungem în toate autoritățile de stat, până la președintele țării și până la Curtea Supremă a Uniunii Europene. Au fost 2 ore de tensiune în cartierul Meteor. Romii s-au baricadat după porți și au amenințat că își dau foc sau îi vor tăia pe cei care îndrăznesc să intre în curți. Noi ce facem? E gluma să spargem casa asta? Ne dați dumneavoastră bani să plătim? Ce facem alta? Și vă lăsăm! Dați-ne bani că valorează casa și vă lăsăm să o formați! Să-mi plătească casa, că l-aș vrut și eu să sparge casa! Cât vă cer pe pământ? Să-mi plătească casa! Soate mangăl pe pământ! Cere 1 miliard cere! Păi de unde să-i dau 1 miliard? 800 de milioane, cum să spunem, bani noi! Discuțiile s-au purtat în stradă în prezența mascaților înarmați până în dinți. În final au ajuns la o înțelegere. S-a mai acordat un termen de încă o săptămână să încerce să se înțeleagă, date fiind și demersurile debitorilor la primărie, înțeleg, cel puțin să se ajungă la orice variantă care ar putea evita, eu știu, evacuarea și eliberarea cu forța a terenului. Ce negociere să fie, pentru că ei cer o sumă oarecare mare de tot, pentru că noi nu avem nici bani, nu avem cu ce. Cât vă cer? Amanta lui. Amanta. Încă nu. Una din prețul. A mărit prețul? A mărit prețul de la 7 euro care a fost acum din 2007, cere foarte mult. S-a făcut o amânare de o săptămână în ce privește demolarea. Să se ajungă la o negociere cu avocatul, reprezentantul creditorului. Vedem ce se poate negocia la momentul acela. Scandalul este departe de a fi rezolvat, pentru că romii spun că nu au bani să plătească de 10 ori prețul inițial de 7 euro pe metru pătrat pentru cele 4 case în care locuiesc 7 familii.